Să vă prezint biberonul de unică folosință. Acesta este foarte util în cazul în care mama se află la spital sau în călătorii, deci în imposibilitatea de a steriliza biberon. El vine într-un ambalaj sigilat, este sterilizat, se desface ambalajul, se scoate biberonul, acesta este, se rotește capacul, se toarnă laptele praf, așa, se pune apă, se pune capacul, se agită și după aceea se ridică tetina. Totul este steril, copilul va bea dintr-un biberon sterilizat, astfel nu se află în pericolul de a contacta bacterii sau alte. Și după ce se folosește, acesta se aruncă.